Localnicii din Ciochina sunt revoltați pentru că, din cauza pestei porcine africane, autoritățile au interzis bâlciul tradițional organizat în localitate de peste un secol, de Sfântă Maria Mică. Măsura a fost luată de Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Ialomița, întrucât localitatea se află foarte aproape de cel mai mare complex de porci din județ. Adunați la căminul cultural pentru a li se explica situația, sătenii au izbucnit și și-au manifestat nemulțumirea față de decizia prefectului. Câte tiruri trece pe la orezul pe deal cu porcii la deal, mă ia de ce pleacă porcii. Ce mă, forța că i-am văzut ei în grilaș cu porcii. Ia trebuie dacă locuiță, doia cum pleacă cu porcii. Noi n-avem voie să... În baza acestei hotărâri, Consiliul Local, primarul, comunitatea trebuie să respecte aceste dispoziții ale prefectului, care este și reprezentantul guvernului teritoriului. Bâlciul datează, așa cum vă spuneam, de peste 100 de ani și nu era o nouă sărbătoare a comunei, și era și o sărbătoare a întregul județ, pentru că la acest bâlci, din toată lumea, că veneau comercianți și lume din toată țara, din tot județul. Ce legătură are porcul cu târgul, domnule? În târgul ăsta se vând rechizite, ascultați-mă, în târgul ăsta se vând, în bâlciul ăsta, care trebuia să se facă, se vând rechizite pentru copii. Se vindeau rechizite pentru copii, budoare pentru oameni care au vin, damigeni, tot felul, hamuri pentru cai. Ce faceți? Oamenii ăștia îi trimiteți la 30 de km de localitate să-și cumpără aceste produse? Și acest stil care tradează de 100 de ani. Noi omorâm o tradiție pentru ce? Pentru interesele cui? Pentru săteni, târgul anual din 8 septembrie era ocazia de a-și face aprovizionarea cu produsele necesare pentru sezonul rece, iar părinții le cumpărau celor mici rechizite și haine de școală. Explicațiile medicului veterinar nu i-a mulțumit însă pe oameni, care au considerat că și nunțile, dar și botezurile organizate pe raza localității reprezintă un risc la fel de mare ca bâlciul pentru transmiterea virusului pestei porcine africane. Să nu vă gândiți că e o cacealma, cum îmi zic toți. Eu n-am întâlnit un cetățean pe raza mea, pe Ciochina, care să zică, da, domne, e boală. Toți zic, nu, că e mânărie, că e cacealma, că e... Nu e adevărat. Eu am văzut imagini de la colegii de la județ. Te apucă groază, dacă vezi. Ți-a dus dracu tradiție de 100 de ani. Păi, are undeva la scris negru cu alb. Dar eu n-am dat să vă fac. El mi-a dat-o, că nu pot eu să-i cer să-mi dea hotărâre. Da, m-a dat combați. Eu trebuie să vă pun. M-a dat combați. Eu trebuie să o pun în practică. Domne, m-a dat combați și are domnul. Băi, eu pierd. Asta, așa dacă nu organizez evenimentele astea. Arătați-mi negru cu alb ce a scris. Da. Știi, cel mai tare ne doare bâlciul care era un event. Am înțeles, te execută mâinile. Dar prefectul să ia și alte măsuri. Și mai draconice, nu numai așa ceva. La Ciochina se ia aceste măsuri, deoarece avem 3 km până la Căzănești și, știți, e un obiectiv economic destul de important. Mulți cetățeni de aici lucrează acolo și vă dați seama că de aici e cam un, niște rotițe la un ceas. Din cauza epidemiei de peste porcină africană au fost amânate și meciurile de fotbal la nivelul județului. În Ialomița, virusul a fost confirmat în 24 de localități.